să spun cine sunt cei care m-au susținut și fără de care nu puteam să fim aici. Taro Pramen, care de 2 ani de zile s-a dus o la toate evenimentele. Enel, mulțumim, Liria, mulțumim. Unicredit, fetele, vă mulțumesc din suflet și felicitări pentru tot ce faceți. Danone, unde este Cristina, și Lizan, că sunt, am ieșit. Și Heidi, și după cum ați văzut, avem aici ceva special. Am anunțat pe Twitter și pe Facebook de o să fie un summit dulce. Puteți să mergeți să vă faceți ciocolata preferată cu ce vreți. Sunt acolo ingredientele și aveți un mesaj. Sunt doi ciocolatieri aici care vă spun întrebări și care vor să vă și vă dați în pauză dacă doriți și aveți timp. Aș vrea să mai spun un singur lucru pentru vloggerii de nișă sau pentru cei care vor să-și facă o nișă. Sunt foarte mulți oameni care au pasiuni, care mult prietenilor, toți prietenii știu despre ce fac ei și care nu fac un vlog. E păcat, ar trebui să-și facă. Și mai sunt foarte mulți oameni care renunță pentru că nu au răspuns. Din nou este păcat. Nu e răspuns. Indiferent cât de mult nu răspund la mail-uri, nu răspund la orice nivel nu răspund la mail-uri, nu e că nu vă răspund vouă, că sunteți amici. Și ar trebui să fie o lecție în toată lumea. Și voi, la rândul vostru, la moment dat, să răspundeți. Care nu sunt toți. Important este să muncești să faci treaba bine. Și blogul tău să crească. Să aibă conținut frumos. La un moment dat, o să se cunoască. La un moment dat, vine acea recunoaștere, care pentru unii e importantă, fie că e bani, fie că este cititor sau altă de recunoaștere. Sunt foarte mulți jurnaliști, am vrut să spun asta după ce am vorbit în Dragomir, care știu de mine și aștept salariu, așteaptă banii și nu mai vin și toată ziua se plimbă. Dar este unul dintre cei care a zis, voi, îmi fac eu ceva la meu și nu mai aștept după nimeni. Și poate că sunt oameni care au mai tari, mai, nu știu, tupeiști, mai vizibili, care nu au reușit să facă nimic. Pentru că așteaptă. Nu mai așteptați. Nu vine niciodată nimic degeaba. Voi trebuie să chemați spre voi ce vă doriți. Pauză. Mulțumesc frumos!